Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac cu mult entuziasm citirea pentru energia momentului prezent. Să vedem ce noutăți ne mai apar. Luați în calcul, vă rog, că suntem mulți, că energia este una colectivă. Dacă nu rezonați, mergeți acolo unde mesajele vi se potrivesc mai mult sau cel mai mult sau pe deplin. Să vedem! Primul mesaj al zilei este să facem o schimbare. Schimbarea este binevenită în viața ta. Ești în fața unei schimbări, ești în fața unui impas sau ești în fața unei alegeri. Până aici nimic complicat. Trebuie curaj. Neprevăzutul este cel de care ne temem. Însă, ca oameni, nu avem capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu. Dreptul mare. Fie avem încredere, fie pur și simplu ne lansăm așa în necunoscut și fie ce-o fi. După caz. Al doilea mesaj. Să ne întoarcem la bucurie, la starea de a fi și la prezență. Suntem aici să experimentăm bucuria. Bucuria de a trăi, bucuria de a vedea cum se fac lucrurile, bucuria de a materializa lucruri bune în viața noastră. Că nu putem este o altă istorie. Putem, dar mintea ne sabotează. Noi pe noi. Și înfruntă-ți fricile. Fix, frica este cea care ne oprește din a materializa ceea ce ne dorim. Și spune aici așa. La revedere, fantoma fricii. La revedere, fantoma trecutului. La revedere, frică. Pa, pa. La revedere, scurt. Este o zi în care pur și simplu ne trezim și cum deschidem ochii ne hotărâm. Sunt bine. Și așa va fi. Parol. Pentru că mintea omului este foarte puternică. Foarte puternică. Noroc. Numărul 31 și Capricorn. Noroc să țin sub control absolut tot ceea ce poate apărea acum în viața mea sau noroc să fac un pas înainte plin de încredere și să mă bucur în primul rând de ce am și în al doilea rând de tot ceea ce pot obține acum în momentul prezent. Numărul 4. Stabilitate. Împărăteasa. Nasc, da, eterul, energia feminină din mine, nasc. Ceva nou, magicianul. Știu că pot. Este o zi în care știu că pot. Și puterea interioară de a face lucrurile așa cum poftește sufletul. Avem feniculul. Poate pentru unii dintre voi înseamnă ceva. Avem asul de spade, claritate, o idee genială, o soluție care apare din eter pentru mine în acest moment prezent. Numărul 19, numărul matrixului sau al codurilor programate pentru mine în viața asta să fie executate sub o formă sau alta. Am liberul arbitru să suprascriu tristețea, deznădejdea, nenorocirea, tot ce ați traversat voi în viața asta, cu luciditate, fecioara, și cu obiectivitate, cu claritate. Nu-mi convine ceva, nu zăbovesc asupra traiectoriei, asupra deciziei sau asupra evenimentelor deja întâmplate. Le las unde sunt. Zăbovesc asupra prezentului, mă bucur de ce am și plec mai departe. Nu critic, nu judec, ci mă bucur de ce am și merg pe calea mea. Se aplică până la cel mai mic nivel în toate cele, indiferent despre lucrurile discutate aici. Să vedem. Relații. Planul material, planul emoțional. Relații. Avem pajul de cupe, o intenție emoțională. Iată, de asta de vorbă, despre stabilitatea noastră și despre relația noastră. După cum spuneam,
Foarte mulți dintre voi astăzi, sau cel puțin cei care rezonați cu mesajul și cu forma mea de a traduce și de a transmite energia, astăzi puteți să stați de vorbă în primul rând cu voi înșivă și să spuneți, măi, ce-mi doresc eu de la viață? Pentru că asta se poate întâmpla cu claritate, atunci când mintea mea este aliniată și cu sufletul meu. Pe de cealaltă parte, avem aici pe cineva din trecutul vostru, pentru că este orientată către trecut pictograma, care are sentimente pentru voi. Este un licăr sufletesc acolo, care stă pe punctul de a ieși la suprafață. Cineva se gândește la voi, v-ar scrie, v-ar spune niște lucruri. Pentru unii dintre voi s-ar putea ca persoana aceasta să fie deja într-o altă relație, chiar și căsătorită, iar pentru alții dintre voi s-ar putea ca această persoană pur și simplu să fi conștientizat, da, prin acest as de spade, că este timpul, pur și simplu, este timpul în sfârșit să fac ceva pentru sufletul meu și pentru acest om, adică voi, la care mă gândesc și să înlătur grijile și necazurile și să mă bucur de viață, fără dar dacă. Pentru cei care sunteți singuri, puteți acum cunoaște pe cineva, este în jurul vostru cineva care vă place și puteți sta de vorbă, puteți iniția o discuție frumoasă și armonioasă. Pentru cei care sunteți în cuplu, puteți astăzi să separați rolurile, nu conduce nimeni, toată lumea este egală și putem discuta despre lucrurile pe care le avem pe suflet pentru a ne armoniza căsnicia, pentru a ne simți mai bine împreună. Pentru cei care sunteți separați aici, să știți că pentru unii dintre voi, persoana la care vă gândiți voi are sentimente pentru voi, dar în egală măsură este și încăpățânată, are și o idee proprie despre cum ar trebui să fie o relație. 8 de cupe. Cineva care a plecat înainte de lângă voi, acum în acest moment are ceva sentimente, are ceva remușcări, are ceva regrete. Și în sinea sa se gândește cu bucurie, cu drag la voi. Iată, plănuiește așa cumva, stă pe gânduri dacă să vă scrie, dacă să nu vă scrie, dacă vor fi primiți, dacă v-ar scrie ce v-ar spune și voi cum ați reacționa. Deci cineva clar, are o trăire bucuroasă, este o energie ușoară astăzi aici, care spune, ok, hai să lăsăm deoparte frica, să lăsăm deoparte frica, să lăsăm deoparte grijile și să vedem. Dar dacă aș încerca astăzi să văd ceva. Asul de cupe este o undă vibrațională a iubirii. Pentru unii dintre voi să știți că cineva părăsește, da, o situație neplăcută sau își părăsește relația anterioară pentru voi. Pentru alții dintre voi, cineva cu care ați tot avut provocări, astăzi este mai dulce și mai blând la vorbă. Lumea, un nou început, dar și o încheiere. Unii dintre voi să știți că îngropați cu ghilimele de rigoare o iubire după care ați suspinat foarte mult, pentru că este timpul, este momentul. Vi se aliniază așa cumva în mentalul vostru o idee creativă, aveți o conștientizare, cum că viața este frumoasă, merită trăită și că aveți tot dreptul să mergeți către altă iubire. Aveți asul de cupe aici și doi de cupe, foarte mulți dintre voi, o împărtășire, cineva vă corespunde iubirii. Pentru unii dintre voi cineva se întoarce, cineva care a plecat, dar împins de frică. Unii dintre voi aveți de-a face cu cineva care are traume, frici. Trauma de abandon aici activă și care acum, astăzi, simte că totuși poate face un pas înainte către o relație cu voi. 3 de monede, o colaborare, cineva hotărât să pună bazele unei relații stabile aici. Fie că sunteți voi aceștia, fie că sunt persoanele la care voi vă gândiți, este o undă energetică astăzi în relații în care există șansa unui parteneriat stabil, solid și de lungă durată.
Evident, în urma unor alegeri făcute, pentru că există sentimente aici, pentru că vorbim despre iubire și pentru că vorbim despre bucurie. Însă, trebuie eliminată frica, programele și scenariile pe care toți le avem în minte. Trebuie să ne aliniem la unda fericirii, bucuriei, iubirii. Să facem o schimbare în noi, în pesimismul care ne înconjoară pe toți. 8 de monede. Cineva este dispus să încerce. Și veți vedea pentru foarte mulți dintre voi că acum, în acest moment, în funcție de ce gândiți voi, în următoarea perioadă se vor așeza așa lucrurile, fără ca nici măcar voi să nu vă dați seama, dacă vă hotărâți să invitați iubirea în viața voastră și să o simțiți pe de-a întregul. Pajul de monede, se pun bazele unei noi direcții, se deschide o nouă cale, o nouă direcție, un drum necunoscut, dar în care trebuie să aveți încredere. Pentru unii dintre voi, un drum cunoscut deja, iar pentru alții dintre voi, un drum nou, completamente nou. Cineva nou poate veni aici către voi. Vreau pentru asul de cupe să vedem. Asul de cupe spune în general o nouă iubire, dar pentru că avem și lumea aici, spune aceeași iubire, dar la un alt nivel de data aceasta, mai profund. Oh, avem cavalerul de cupe, da? Cineva va face un pas, un pas, cineva s-a transformat. Aveți unii dintre voi de-a face cu o persoană care nu v-a putut uita sau în sufletul căruia sau căreia sunteți constant și abia acum găsește resursele necesare și poate curajul să facă demersurile. Asul de monede și regina de spade. Unii dintre ei, să știți că sunt persoane despărțite sau au fost căsătorite sau veți afla vești cum că căsnicia lor nu mai merge bine sau relația lor anterioară nu mai merge bine dacă sunteți într-un trio amoros și voi sunteți cei la care se gândesc. Pentru alții dintre voi sunteți într-un trio amoros, persoana aceasta nu funcționează bine în relația de cuplu pe care o are și își dorește să lase totul deoparte pentru voi. Da, se întâmplă. Pentru alții dintre voi este nevoie să gândiți cu claritate, cu minte limpede, pentru că altminteri cu scenarii, cu frică, cu prinși în trecut, la ce a zis, ce a făcut, nu funcționează. Nu funcționează. Ideea aceea de ce a zis și ce a făcut vă va ține doar în trecut. Dar aici văd o cale. Să știți că unii dintre voi veți primi o ofertă palpabilă, concretă, de a intra într-o căsătorie cu cineva. Unii dintre voi chiar să vă mutați împreună. Alții dintre voi să vă mutați din țară, iar alții dintre voi concret să intrați într-un cuplu. Vrei să fii iubitul, iubita mea? Ceva de genul. Cea mai bună carte pentru energia zilei. Să ne înțelegem. Cineva mi-a spus că aceștia sunt clopoței. Sunt clopoței, eu i-am văzut lăcrămioară. Sunt clopoței. Clopoțelul este o unealtă prin care noi curățăm vibrația joasă, adică egregorul de energie care se creează în jurul nostru, în casa noastră, în locul în care suntem noi, la serviciu și așa mai departe, prin care spargem, da? Pentru că unda, sunetul este vibrație și atunci o vibrație înaltă, ca cea a sunetului foarte ascuțit, poate sparge, poate întrerupe ceea ce vibrează deja în egregor, dacă ați fost triști foarte multă vreme. Deci clopoțelul este anunță ceva, da? Puteți face curățenie în zona fricilor voastre. Este foarte bună energia pentru ca voi să obțineți niște lucruri astăzi, să manifestați lucrurile pe care vi le doriți, să auziți vești de la persoana voastră iubită sau să înțelegeți ce se petrece acolo, dacă unii dintre voi mai trebuie să aveți răbdare sau ce anume acceptați sau că trebuie să plecați dintr-o iubire așa zisă ideală, să căpătați claritate, să vedeți de fapt că poate nu este ideală pentru foarte mulți dintre voi, că poate sunteți în sacrificiu, voi vă știți cel mai bine viețile și aici avem iubire. Unde, cui și în ce măsură aparțin sau ce vreau exact de la viață și să apreciez ceea ce am. Este o energie foarte, foarte, foarte bună. Iunie.
gemen și săgetător, o discuție care îmi dă un rezultat concret acum. Ce hotărăsc eu astăzi la nivel mental, pentru că vorbim despre gemeni, casa a treia și despre o călătorie pe distanțe scurte sau despre ceva ce are legătură cu familia, va lua amploare într-un așa zis viitor care încă nu este scris, săgetătorul. Săgetătorul ne permite să judecăm, dar la un nivel mai înalt, printr-o perspectivă mai amplă lucrurile, nu ca în cazul arhetipului gemeni, unde totul este foarte structurat și foarte punctat, așa și din aproape în aproape. Deci fie aveți legătură cu cineva din semnul gemeni sau cineva din semnul rac inclusiv, fie aveți legătură cu cineva din semnul săgetător sau cineva din semnul capricorn inclusiv. Sau aceste arhetipuri vă pot ajuta astăzi să vă recăpătați încrederea în voi, să fiți stăpâni pe ceea ce vă doriți, pentru că nu vă ține nimeni în loc din nimic. Ceasul cosmic bate tic-tac acum, tic-tac, tic-tac. La nivel de plan material, avem împăratul, judecata, cavalerul de bâte și șapte de bâte. La nivel de plan material, sunteți pe cai mari. Sunteți în fața unei decizii de a face ceva. Unii dintre voi de a deveni antreprenori, alții dintre voi de a vă găsi o soluție la niște impedimente pe care le aveți în acest plan financiar. Pentru alții dintre voi trebuie să vă apărați posibil într-o instanță. Pentru alții dintre voi trebuie să vă apărați posibil într-o conjunctură, într-un colectiv, unde până acum nu aveați curaj, vă era teamă să înfruntați ceva, dar vi se oferă un cadru propice pentru ca voi să aveți șansa să triumfați, dar și norocul și puterea să vă susțineți cauza, să pledați cinstit și corect pentru lucrurile pe care vi le doriți. Pentru alții dintre voi, luptați aici de foarte multă vreme cu ceva în zona materială, iar acum aveți sorți de izbândă. Dacă aveți conflicte la serviciu, acestea se pot remedia, puteți cere ajutorul unui superior. Dacă aveți discuții recurente cu un superior, acum puteți să înfruntați această discuție și să luați o hotărâre, fie să vă găsiți alt serviciu, fie să faceți cum vreți voi să faceți. Așa că mi s-au încurcat cărțile. Așa. Ia să vedem, șapte de bâte ăsta. Reușiți ceva în planul financiar astăzi. Aveți nevoie de un pic de determinare să faceți ceva. Dacă un lucru nu funcționează bine, atunci e nevoie de o schimbare, pentru că ceea ce persistă, rezistă. Iar judecata spune trezire, trezire. Există o nouă cale să faci lucrurile. Există și altceva dincolo de provocarea pe care o resimți astăzi. Șapte de bâte, zece de cupe, poți fi împlinit, poți obține lucrurile pe care le dorești, te poți împăca cu familia, poți reuși la serviciu să aduci claritate și din nou cavalerul de bâte, trebuie doar să ai curaj și determinare, fie să pornești pe cont propriu, fie să-ți găsești un alt serviciu, fie să aplici pentru o poziție pentru care să fii promovat, aici văd că tu poți să fii și șef și să poate să ai provocări acolo cu colectivul, un argument solid și concret, lucid, te poate scoate dintr-o încurcătură și așa mai departe. Pe planul spiritual și emoțional, iată cum ne spune energia, frica ta te încurcă și te ține în vibrație joasă. Ce înseamnă vibrație joasă? Frică, stres, anxietate, teamă, scenariile pe care mi le fac, deznădejde și alte lucruri, da? Lipsa de încredere, furie, supărare, ură și așa mai departe. Este momentul să le lăsați deoparte și să analizați un pic lucrurile concret, pentru că sunteți în fața unei intersecții. În funcție de alegerea voastră, inconștientă sau conștientă, dacă vă treziți, puteți merge mai departe către un drum stabil, către lucruri constructive în viața voastră. Avem trei de monede și veți avea și ajutor pentru asta, nu sunteți singuri pe lume. Mintea voastră vă poate ajuta sau vă poate încurca. La nivel spiritual trebuie să vă eliberați de o convingere care vă trage în jos. Să vă treziți la puterea voastră și să înțelegeți că viața o facem singuri. Viitorul
îl creiem noi. 6 de monede, un echilibru, un echilibru. Poate aveți provocări aici de natură financiară, după cum spuneam, care se încheie. Iar dacă aveți această stare de a nu vă fi funcționat lucrurile în relație, sunteți încă prinși în de ce nu, de ce nu. Nu se va rezolva așa, în de ce nu, ci în ok. Așa a fost să fie. Ok. Lăsăm lucrurile așa și schimb ceva la mine în primul rând, pentru că așa voi reflecta în exterior și așa voi atrage către mine lucrurile potrivite, adică mă aliniez eu, practic, vibrațional la ce-mi doresc și la ceea ce deja există pentru mine mai bun aici. În alta preoteasă este o zi de cugetare, o zi a intuiției în care și de conștientizare. Toate informațiile de care voi aveți nevoie sunt în voi. Harta vieții voastre este în voi, înși vă. Și iată, cavalerul de monede, din nou se repetă. Ceva concret se întrevede la orizont. Fie persoana la care vă gândiți voi revine, pentru unii o simțiți telepatic, iar pentru alții vorbiți concret. Concret. Lumea, din nou, vedeți? Orice început are și un sfârșit sau orice sfârșit are și un început. Este momentul să încheiați ceva, un comportament, o idee, o părere, o convingere, să o curățați, pentru că puteți ieși din provocările pe care le aveți. Aici cineva poate veni către voi sau pur și simplu ajungeți la concluzia că cel mai bine este să vă îndepărtați voi de o situație. Cea mai bună carte a energiei de astăzi, aerul, mintea, rațiunea, exact cum spuneam, claritate mentală. Ajungem la o concluzie înțeleaptă pentru a face o schimbare bună și propice în viața noastră. Talismanele. Ceva ce are legătură cu familia voastră, discuții pentru abundență sau discuții, iată, pot ajunge la un final. O acceptare schimbă totul astăzi. Acceptarea aduce vindecare. Este ceea ce este, dar se poate schimba. Accept ceea ce este, pentru că așa schimb, urc, conștientizez și deschid noi oportunități în viața mea. Prin mâna destinului, nu sunt singur pe lume, sau cineva vă poate saluta, cineva care a fost la depărtare, un cadou, o sincronicitate, ceva neașteptat. Poate apărea aici, este un moment al înțelepciunii, nu al dramei, nu al tristeții. Este nevoie de hidratare. Peștii. Iubire necondiționată, intuiție pură, imagini, sincronicități din univers. Un video, un clip, un miros, un gust, o idee. Poate schimba astăzi ceva? Steaua. Vă puteți apropia de dorința voastră? Un gust, un gust. Poate aveți legătură cu cineva care are dragoste pentru arta culinară? Abundență. Puteți ieși în oraș cu cineva? O energie bună, o energie dulce. Nu trebuie să cedăm momentului prezent, să cedăm furiei, să cedăm... Trebuie în permanență să schimbăm ceva. O sincronicitate care vă poate schimba din tristețe în bucurie ziua. Mâna Fatimei. Suntem sub protecție divină astăzi. Din nou semnul pești. Pești și fecioară, poate aveți de-a face cu cineva din pești și fecioară, ceea ce nu știm, subconștientul, la inconștientul colectiv. Astăzi cumva se aliniază, este o forță noastră a tuturor care lucrează la unison pentru a mișca lucrurile, pentru a schimba unda. Împărăteasa, o realizare puteți avea. Și aici avem inițialele N,
APM. În primul rând avem pe cineva. Sunt mai multe lucruri pe care le văd aici. În primul rând avem pe cineva care poartă uniformă sau este încadrat cumva sub o formă sau alta, Ministerul Apărării Naționale. Poate, nu știu, la nivel național, așa pentru fiecare dintre noi, se întâmplă niște lucruri sau poate energia lucrează la nivel global astăzi pentru ca noi să putem să ne manifestăm mai ușor. Și aici știu ce spun. Unii sunteți în fața unui sfârșit pe care trebuie să-l lăsați să se întâmple, pentru că o acceptare aduce un nou început. Alții, atenție la colonul iritabil, atenție la microbiom, atenție la stomac, atenție la ce mâncați, la bacteriile sănătoase din corp, la alimentație, pentru că vă dă o stare proastă sau dacă sunteți stresați, de acolo vi se trage. Alții, pană, un lucru ușor. Veți rezolva ceva ușor, dar trebuie să vă calmați interiorul și să credeți asta. Alții aveți nevoie de odihnă sau veți visa ceva sau vă conectați energetic, astral, vibrațional cu persoana la care vă gândiți. Și asta este punctul T0 din care puteți renaște împreună. Alții, harta. Acum începeți un drum nou. Dar trebuie să credeți clar aici, alături de omul pe care voi vi-l doriți. Alții trebuie să îndepărtați credința de a nu avea noroc, bani, iubire. Pentru că asta vă dă bucla universului la schimb. N-am avut noroc în dragoste. Universul nu cunoaște și nici subconștientul negație și va reflecta următorul lucru. N-ai noroc în dragoste. A, nu, n-ai noroc la bani. Nu vine decât să întărească credința voastră proprie. Unii dintre voi aveți nevoie să vă întoarceți la încredere. Sunteți atât de furioși și atât de porniți pe niște lucruri. Furie, ficatul, toxine, furia din ficat, încât nu v-ați îndepărtat de tot, de la crede, de la forma voastră de credință, nici nu contează în ce și cum. La un prânz este foarte important aici sau există o zi în care puteți să schimbați ceva foarte important pentru voi, dar vă este frică și s-ar putea să ratați șansa AM sau PM. Apă, deshidratare, vedeți, am și pe PNL aici, apă. Apa, emoția. Lăsați sufletul să vă ghideze, dar sufletul ăsta e înțelept. Mintea creează scenarii, inima. Eu dacă nu mi-ascult inima, nu iese bine niciodată. Intuiția îmi spune, nu face asta. A, și eu zic, lasă că... Hai că poate. Nu. Și intuiția îmi spune să nu fac asta. Cam așa funcționează lucrurile. Mai avem T. Mat. Da, o decizie importantă. Sunteți în fața unei schimbări importante. Importante. Șahmat. Acum poate se naște ceva. Acum se poate naște ceva. Care poate deveni ușor. Chiar dacă vă pare imposibil, avem desenele Disney Ariel și trebuie să ai încredere în călătoria ta. Trebuie să ai încredere în tine, în viața ta, că nu ne-am născut degeaba. Unii dintre voi că puteți face o călătorie, alții dintre voi aveți nevoie de un concediu, chiar și de o zi liberă, iar alții dintre voi trebuie să vă aliniați. Tap. Să vă aliniați la energie, pentru că sunteți atât de pierduți și de îndepărtați de natural. Ați văzut cum arată amprenta degetului omului? Ca un trunchi de copac. Fix la fel. Natura nu se întreabă ce va fi mâine. Natura este. Unii dintre voi, atenție la piele. La piele. Folosiți protecție solară. And omul furnică, un supererou sau ceva mic. Cineva vă veghează,
vă vede. Unii dintre voi să știți că sunteți urmăriți de persoanele la care vă gândiți voi. Ceva anterior se poate relua. Apt. Da, se poate. Da, puteți. Nu știu ce vă doriți, dar puteți. Aveți cum. Și pat, odihnă. Odihnă. Aveți nevoie de odihnă. Sau, poate cine știe ce vă doriți. Fix acum, fix acum. Taman acum, fix acum. Când nu mă așteptam. Da. Da, pentru unii dintre voi veți avea parte de o surpriză. Ceva neașteptat se întâmplă și este mai bine să fie așa, ca să nu încurcăm viitorul. Dragii mei, cam atât. Iată, ora 21 vine în minte. 21, din nou, lumea, control, sau ora 9 dimineața, sau un ciclu complet. Puteți să scăpați de ceva, ceva încurcat foarte tare existența și puteți naște ceva absolut mirific, minunat, miraculos, cum vreți voi, magic în viața voastră. Pentru că omul din magie vine și tot omul o distruge. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, superbă, să fiți bine, sănătoși, iubiți, împliniți și cum mai vreți voi. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!